Un nou conflict s-a iscat de această dată între Stelian pe de o parte și Isabel pe cealaltă parte, pentru că acesta a ținut să o avertizeze pe Ramona, iubita lui de acum, să aibă grijă la prieteniile din casă și în special la Isabel, pentru că a pronunțat numele ei. I se pare că ar fi o influență negativă pentru Ramona, deși nu cred că sunt foarte diferite cele două din punctul meu de vedere, însă Stelian consideră că Isabel are un stil vestimentar cam prea decoltat, prea provocator. De asemenea, nu-i place nici faptul cum se exprimă, cum vorbește, spune că tot așa este destul de agresivă în exprimare, în replici. Așa că Isabel l-a confruntat pe Stelian discutând pe această temă, iar acum în live au clarificat discuția avută ieri. Raul nu a vrut să intervină, de asemenea și Ramona au fost destul de tăcuți, dar s-a văzut clar că sunt deranjați de aceste replici dintre Stelian și Isabel. De asemenea, Isabel a fost deranjată și de faptul că multă lume de aici din casă o vede pe ea pe o ispită și asta crede și Stelian despre ea, cam asta o deranjează foarte tare. Un lucru pe care l-a mai spus Isabel, iarăși la adresa lui Stelian, a fost faptul că acesta nu își dorește cu adevărat o relație cu Ramona. Pe ea vede că Ramona este cu adevărat atrasă și îl place foarte mult și își dorește o relație cu Stelian, însă nu vede același lucru și din partea lui.